Bine v-am regăsit și bună să vă fie inima, dragii mei prieteni și iubitori ai muzicii, la microfon Bogdan Curta, compozitor, cantautor și membru în centrul de cercetare Pompidou de pe lângă muzeul din Paris. Pentru aceia dintre dumneavoastră care au instrumente mai vechi, îi pot ajuta cu emulatoare USB și pot trece clapa de pe dischetă pe USB. Puteți să treceți de pe dischetă pe USB pentru cei cu PSR 640, 740, 550 cu un astfel de emulator USB. Vi-l arăt aici la cameră, da? Instalarea se face doar prin mufare. Atenție, mare atenție la ce emulator instalați în clapă. Aici vă pot ajuta și pe cei cu Korguri sau Yamaha sau Roland. Fiecare model, fiecare marcă și de obicei fiecare model, cu mici excepții, necesită emulatorul lui. Așa că aveți grijă ce instalați pe clape, comunicați-mi înainte exact modelul dumneavoastră și vă spun dacă am așa ceva. Și dacă vă pot ajuta cu un astfel de upgrade pentru instrumentul dumneavoastră, merită. Dischete nu se mai fac, pentru cei care sunteți nostalgici sau nu vă permiteți o clapă mai performantă, este o soluție binevenită.